Alivancă, sărbușcă sau găluși cu crupe sunt doar câteva rețete vechi de sute de ani din regiunea Moldovei. Păstrate cu sfințenie în multe dintre gospodăriile din partea aceasta de țară, au devenit peste timp adevărate repere pentru un inedit turism gastronomic. Pornind de la această oportunitate, 7 galuri au inițiat proiectul Aroma rețetelor locale, o carte magică 3D. Unele dintre aceste bucate vor intra pe lista produselor atestate tradițional. Inițiatorii proiectului au luat la pas satele din județele Iași, Neamț, Botoșani și Vaslui și au descoperit 83 de rețete moldovenești. Au fost filmate 21 de rețete, iar cele mai bune au fost recompensate cu premii. În primul rând m-a impresionat proiectul în sine. Faptul că în sfârșit și la nivel de zona Moldovei a existat acest proiect care să scoată cumva la lumină partea noastră de gastronomie tradițională și nu neapărat tradițională, cât și locală. Eugenia Stan este din Ciurbești, județul Iași, iar rețeta sa de sărbușcă a fost recompensată cu locul întâi. Gătim cât mai bun, cât mai aspectuos. Am văzut că munca noastră a avut un rezultat extraordinar la care nu mă așteptam. Da, și aceasta a fost posibil datorită echipii din care fac și o parte, a ciurbeștencelor. Pentru că primul volum gastronomic din țară a fost semnat de Mihail Cogălnicianu și Costache Negruții, tipărit în 1842, organizatorii proiectului s-au gândit să-l adapteze la vremurile actuale. Așa au realizat o colecție autentică într-o carte virtuală în format 3D. Sunt foarte mulțumită că am scos din cufăr, să zic așa, din cufărul bunicilor niște rețete. Multe persoane s-ar putea ca peste ani să nu mai fie, dar ele rămân cu aceste rețete filmate, rămân în memoria comunității. Ele poate se vor pierde, dar o să fie acolo undeva înregistrate acea salată de coțopișcă sau, nu știu, acea gâscă făcută pe varză pe care, nu știu, peste ani Tanti Maria va mai fi, nu va mai fi, dar rețeta ei va dăinui și asta este o mulțumire. Că am făcut, cum spuneam și la, nu m-am plimbat prin țări străine pe proiectul de cooperare, am rămas aici, am preferat să stau în praful de la țară și să căutăm să rămână ceva acolo local. Am fost 7 parteneri foarte implicați, niște temerari, pentru că am vrut să unim anumite proiecte și nu se putea să nu te oprești la niște rețete locale, pentru că dorim să atragem turiștii să cunoască mai bine aceste locuri, să cunoască povestea locurilor, a rețetelor, a oamenilor și a tradițiilor din jurul nostru. Cu sprijinul Direcției Agricole Județene Iași, parte dintre rețete vor fi atestate ca produse tradiționale. Este un prim pas. Noi așteptăm toți producătorii, inclusiv reprezentanții OAT-urilor, să vină să ceară informații, să-i putem ajuta să obțină certificarea de atestat de produs tradițional. Proiectul Aroma rețetelor locale, o carte magică 3D pentru promovarea produselor, tradițiilor și turismului, este unic în țară și a fost finanțat cu fonduri europene.